Micile talente ale județului Gorj obțin premii pe la toate festivalurile din țară. Două competiții desfășurate în această lună au fost câștigate de elevii Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu. Andrada Betej a câștigat trofeul festivalului de dor de primăvară de la Caracal, iar Sândica Dochiu a obținut mențiunea aceluiași concurs muzical. În primul rând vreau să-i mulțumesc și eu doamnei profesoare Camelia Ardint, deoarece fără sprijinul dânsei nu aș fi ajuns pe scena festivalului din Caracal. Mulțumesc juriului că a avut încredere în mine și a fost o experiență foarte frumoasă. Și la mine a fost o experiență foarte frumoasă. Vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Camelia Ardint pentru pregătire și bineînțeles că nici eu nu ajungeam fără sprijinul dumneai spre, nu știu cum să vă spun, pe scenă multor festivaluri și să sperăm că o să urmeze cât mai multe. Rezultatele vin după săptămâni de muncă și ore în șir petrecute în sala de repetiții. Trebuie să muncească multe elevi pentru a ajunge la asemenea performanță? Da, bineînțeles. Bineînțeles că trebuie să muncească mult și, în primul rând, trebuie să fie și ei talentați, să aibă talent, pentru că neavând talent, atunci poți să muncești mult și bine, că rezultatele tot nu vin. Dar atâta timp cât talentul există și ei lucrează și vin la ore, atunci și premiile o să vină. Și festivalul de la Craiova, desfășurat sub genericul Artă sau Violență, Tu alegi, a fost câștigat de o elevă a Școlii Populare din Târgu Jiu.